Salut, prieteni, sunt Mike, antrenor de 2FB, prescutarea de la Functional Fitness Bodyweight. Vă prezint prima sesiune din cadrul categoriei rezervate elevilor clasele 9-10 și cuprinde 3 exerciții, fiecare exercițiu se face câte un minut și jumătate. Primul exercițiu este mult mai dinamic, cu Karachi Steps, da? Palmele sunt în zona aceea de limitare, unde vrei tu, poți să pui, n-ai voie să-și afară. De aici, arunci picioare lateral, dar în timp ce arunca picioare lateral, cotul se duce mai sus de omoplată. Am venit înapoi. Sus, jos. Sus, jos. Sus, jos. Sus, jos. Foarte important, n-ai pus genunchii jos și nu stai mai mult de 3 secunde în poziția asta respectivă. Când spune arbitru, schimbă, sari sau pășești. Și următorul exercițiu pentru voi este squat jumps. Este simplu. Trebuie să ai picioare lateral față de zona a treia de delimitare, da? Și jos, sus, jos, sus. Foarte important este să nu atingi cu palmele coapsele și să nu ajungi cu picioarele în interiorul zonei 3 de delimitare. Jos, sus, jos, sus, jos, sus. N-ai voie să stai mai mult în anumite poziții, mai mult de 3 secunde, iar coapsa să fie paralel cu podea sau mai jos, dacă se poate așezul, da, cum doreți. Când spune arbitru schimbă, ai la dispoziție 5 secunde, pui palmele în zona 1 de delimitare și trebuie să sari. Hop squat, da? Hop jump, side to side. Trebuie să sari dintr-o parte în alta, peste zona 3 de delimitare. Ai sărit, ai sărit. Cu amândouă picioare și călcâile spre șezută. Da? După ce arbitru a spus stop, adică cu cele 4 minute și jumătate, fiecare exercițiu câte un minut jumate, din sesiune aveți o pauză de aproximativ 30 de minute și se începe sesiunea a doua. Pa!